Dacă încă mai ai probleme cu simțul mirosului după ce ai avut COVID, să știi că nu ești singurul. 5% dintre pacienții din întreaga lume care au avut COVID-19, adică în jur de 27 de milioane de oameni, încă suferă de pe urma pierderii simțului olfactiv sau gustativ. Conform Digi24, în jur de 3 sferturi dintre cei afectați și-au recuperat simțurile în cel mult 30 de zile de la îmbolnăvire. Ratele de recuperare s-au îmbunătățit cu timpul, dar în jur de 5% dintre persoane au raportat disfuncție persistentă la 6 luni de la infectarea cu SARS-CoV-2. Analiza sugerează că pierderea mirosului și a gustului ar putea fi o problemă de lungă durată care necesită studii mai aprofundate și mai multe resurse medicale pentru pacienții care se confruntă cu simptome persistente. Pierderea simțului olfactiv este legată de o rată a mortalității mai ridicată la pacienții vârstnici și s-a demonstrat că are un impact major asupra sănătății mentale a celor care suferă de această condiție, potrivit doctorului Zara Patel, rinolog la Universitatea din Stanford. Analiza arată că după 30 de zile de la infectare, 74% dintre pacienți și-au recuperat simțul olfactiv și gustativ, iar după 90 de zile, procentul sare la 90%. După 6 luni, 4% dintre pacienți nu și-au recuperat încă simțurile. Coronavirusul provoacă de cele mai multe ori umflarea șanțului olfactiv, adică a pasajelor părții superioare a cavității nazale cu care oamenii percep mirosul și procesează aromele mai complexe decât gustul amar sau acru. Cercetătorii nu cred că virusul infectează inițial neuronii olfactivi, ci se agață de celulele de sprijin care ajută neuronii să transmită semnale, relatează Digi24.